Activiștii de mediu trag un semnal de alarmă privind apariția unui nou tip de poluare. Masca de protecție este din ce în ce mai des prezentă printre deșeurile deja cunoscute. Fiecare sesiune de monitorizare a deșeurilor marine de pe plajele românești ne aduce câte o surpriză. Iată, de anul acesta și în contextul pandemiei COVID-19, am identificat numeroase măști de protecție. Doar pe sectoarele pe care noi am făcut monitorizarea am identificat 24 de astfel de măști, dintre care una de material textil. Echipamentele de protecție atât de importante în această perioadă pentru salvarea de vieți omenești ar putea ajunge să fie în viitorul apropiat extrem de dăunătoare pentru mediul înconjurător. Durata de viață a măștilor sanitare aruncate este de 450 de ani, fapt ce face ca ele să fie bombe cu ceas ecologice, mai ales în condițiile crizei climatice care afectează planeta de ceva vreme. Odată ajunse la contactul sau la interfața mare uscat, ele sunt ușor transferate către partea marină. Și în felul acesta ajungem iarăși în apă. Cele care plutesc în masa apei sunt greu de detectat și de depistat, cu atât mai mult greu de recuperat. Voluntarii de mediu au stabilit că monitorizarea porțiunilor de plajă din octombrie arată o scădere a cantității de deșeuri față de aceeași perioadă a anului trecut. Explicația pentru această situație are legătură cu măsurile restrictive impuse ca urmare a pandemiei COVID-19. Luna septembrie 2020 au fost înregistrate cu aproximativ 12.000 de deșeuri mai puține față de luna septembrie a anului trecut. Acest lucru poate fi pus pe seama tuturor restricțiilor ce au fost impuse în toată această perioadă în contextul pandemic. Cele mai murdare sectoare de plajă sunt Constanța, Năvodari și Mamaia, iar la polul opus cele mai curate rămân și anul acesta Vama Veche și plaja Corbu. În total, pe plajă au fost descoperite 21.000 de tipuri de deșeu, cu 12.000 mai puține față de raportarea realizată în toamna anului trecut.